Ionuț Radea și Mario Felgheiraș au trăit senzații tari la Cluj. Cei doi fotbaliști au acceptat provocarea lui Marișca și tempestii. Au stat în dreapta ambolizii de la Napo Karelia Academy. Nu le-a fost deloc ușor. Mașinile de raliu au gonit cu peste 200 de kilometri la oră. Am reușit. Cum a fost? Ba, super. Chiar nu mă imagineam într-o mașină de curse. E mai greu decât pe terenul de fotbal? Da, mie mi se pare că de 10 ori mai greu. Însă v-am zis, este ceva de extraordinar. Ți-a fost frică? Nu, sincer nu. Aveam încredere în el, el mi-a explicat despre tot. Aici este adrenalină pură. Este pur și simplu, este altceva.